are 58 de ani, a evoluat ca fotbalist pentru Rapid și Steaua, cu care a fost campion și câștigător de cupă. Are o selecție în echipa națională sub comanda lui Mircea Lucescu, iar ca antrenor a calificat-o pe Rapid în cupele europene după 18 ani de așteptare. Apoi a devenit conducător de club, agent de jucători, om de televiziune și radio. Acum Marcel Pușcaș țintește mai sus, vrea să fie președintele FRF. Care sunt planurile lui, aflați imediat la Sport Report. Bună seara, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, ediție specială de Sport Report alături de unul dintre candidații pentru funcția de președinte al Federației Române de Fotbal. Este vorba de Marcel Pușcaș. Bună seara, domnule Pușcaș, bine ați venit și mă bucur să ne revedem în studioul de televiziune. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Avem 50 de minute la dispoziție pe care vreau să le utilizăm cât se poate de judicios, să atingem cât mai multe dintre subiecte. Am foarte multe, vorbim și despre trecut, vorbim și despre prezent, dar și despre viitor, pentru că până la urmă asta ne interesează cel mai mult. Și încep prin a vă spune, de la bun început, și o spun și telespectatorilor, dacă n-ați reușit să parcurgeți programul lui Marcel Pușcaș, ar fi bine să o faceți, pentru că, așa cum spunea cu modestie Marcel Pușcaș, nu este un program spectaculos, însă, ca unul care le-am parcurs pe toate până acum, vă pot spune că este, din perspectiva mea, cam cel mai articulat. Din programul pe care l-am citit aici și o parte, sunt multe lucruri interesante. Mi-a sărit în ochi o chestiune în care cred că sunteți direct implicat. Citez, 2014-2018 este cea mai neagră perioadă a fotbalului românesc. Cu bune și cu rele, Marcel Pușcaș a făcut parte din Federația Română de Fotbal, nu știu dacă, nu pot să spun în managementul Federației Române de Fotbal, dar între conducătorii fotbalului românesc. Care sunt motivațiile care stau în spatele acestei afirmații? În primul rând, comparând activitatea de 24 de ani sub conducerea echipei lui Mircea Sandu, o activitate lungă, chiar prea lungă, poate zic prea lungă, eu, da. Poate prea lungă, am intrat în federație alături de echipa actuală, animat de cele mai bune gânduri și frumoase gânduri de schimbare. Atunci, constatând minusurile, neîmplinirile regimului Sandu în cei 24 de ani, punând la o parte realizările, pentru că au fost și realizări, trebuie Corect. Să spunem treaba asta, am spus că e un moment prielnic pentru a se reforma fotbalul românesc, pentru a se face ce nu s-a mai făcut. Dar nu a se face ce nu s-a mai făcut de formă, ci de fond. Acest program pe care l-ați prezentat în introducere vine să spună ce ar fi trebuit să se facă și nu în ultimii 4 ani, ci în ultimii 20 de ani în fotbalul românesc. Ori consider că în această perioadă, în acest mandat al lui Răzvan Burleanu, aceste lucruri din acest program al lui Marcel Pușcaș se puteau rezolva măcar parțial. Când spun parțial, mă refer la un procent de 60-70%. Sunt lucruri extrem de simple și de necesare fotbalul românesc. Da, v-a împiedicat Burleanu sau cineva din management să împingeți un astfel de proiect, o astfel de idei? Că poate, așa cum spuneți, nu toate. Parte dintre ele să le împingeți și să le puneți în aplicare în 4 ani? Am avut și pot demonstra acest lucru. Am arhivat numai puțin de 258 de amendamente, propuneri, soluții, cuprinzând toate palierele fotbalului, juniori, RAF, fotbal feminin, competiții și așa mai departe. Nu știu dacă s-au pus în aplicare 3 sau 4. Le-ați trimis? Au fost înregistrate către președinte, și către secretar general, către Comisia Tehnică și chiar către Comitetul Executiv. În 2014, din ce m-am uitat eu prin arhive, ați avut o tentativă de a candida, ați făcut campanie electorală, să spunem așa, dar înainte de alegeri propriu-zis ați renunțat și i-ați îndreptat pe oamenii cu care discutați, care credeau în dumneavoastră și în programul de atunci, către Răzvan Burleanu. Da, pentru că am considerat că venind la conducerea federației, un tânăr care mi-a inspirat la vremea respectivă încredere, cum multora le-a inspirat, chiar și unei mari părți din presă, din media, am spus că trebuie să se schimbe ceva. A fost și atunci o alegere de aia mai rău cu rău, mai bine fără rău, așa? Exact. Și am, la știu, data la care m-a contactat pentru a-l sprijini, am spus fără să ezit, da.
mi-a plăcut din prima, un tânăr de 29 de ani, respectabil, nu v-ați pus problema atunci respectos. De experiența pe care o avea ca și conducător, ca și manager, ca și... Nu neapărat, pentru că credeam că din echipa lui vor face parte niște oameni care cât de cât știu cu ce se mănâncă atât managementul cât și fotbalul. Ori pe zi ce trecea, așa am constatat cam după un an, că absolut orice demers, absolut orice întreprindere în ale fotbalului, fie că e vorba de sistem competițional, fie că e vorba de aprecierile la adresa unor componențe ai adunării generale, a ROAF-ului și așa mai departe, a felul în care se abordează echipele naționale, toate acestea erau sub imperiul interesului electoral personal. Când i-ați oferit sprijinul în 2014, ați bătut palma pentru o poziție, pentru o funcție în cadrul FRF, înainte de alegeri, că în media a circulat atunci că Marcel Pușcăș va fi următorul secretar general al FRF. A promis și treaba asta, a promis și director general, mă rog, nu despre asta e vorba. E vorba că, măcar din funcția în care o aveam în federație și o am încă în federație, putea să se rezolve foarte multe chiar din acest program. Depinde cum abordezi. În orice funcție, zic eu, din orice funcție poți să faci cam ce dorești. Poate să fie o funcție pe care să o abordezi la nivelul micro sau la nivelul macro, cât China. Depinde ce vrei să faci din postul respectiv și dacă ești lăsat, bineînțeles. Eu n-am avut în cei 4 ani de activitate în federație, fiind director de dezvoltare regională și comercială, nici un subordonat. Păi atunci cum erați director? Asta vă întreb și eu. Interesant, apropo de management și de programe. Întrebarea avea o bătaie mai lungă, pentru că vă invit să ne imaginăm și să jucăm, să intrăm în jocul ăsta, s-ar putea ca istoria să se repete, s-ar putea să nu intrați în turul 2, mergem, sau poate câștigă cineva din primul 2, dar să presupunem că se face un tur 2, că rămân 2 candidați în cursă și dumneavoastră sunteți poziția a 3-a. Dacă actualul președinte intră în turul 2 și vine la dumneavoastră cu o ofertă concretă din nou, secretar, poziție, director și așa mai departe, acceptați? Consider că totdeauna câștigătorul ia totul. Și este normal să fie așa. Eu am marșat așa la programul din 2014 al lui Răzvan Burleanu. A fost în regulă, dar punctele propuse de mine, și sunt foarte multe puncte și în programul meu din 2014 valabile, care nu s-au realizat. Da. Și este normal să-și facă programul după cum crede de cuvință. Deci locul 2 nu se premiază. În consecință, dacă noastră, la începutul emisiunii, ați considerat că acest program este cel mai bine, cel mai articulat dintre cele prezente, celor dintre 3, cele 3, da. Așa, nu pot să-l pun în aplicare. Sau este foarte greu. Dar poate vă întinde o mână și vă spune și vă promite că parte din proiectul dumneavoastră va fi pus în aplicare. Discutăm, nu m-am gândit până acum la dacă Lupescu va face chestia asta, v-ați gândit la o posibilitate? Nu m-am gândit deloc la varianta asta, sincer. Lucrurile rămân deschise, pentru că iarăși în spațiu din media se aud informații că sunt pregătite, că s-au propus în teritoriu funcții, poziții, la câte promisiuni au fost făcute, cred că mai are nevoie să mai crească federația. Cea mai importantă sau cele mai importante funcții în federație în ultimul 4 ani au fost cele de consilieri. Da. Deci e o funcție banală. Bun. În care nu răspunzi de nimic. Lupescu a povestit aici în studio că la Hunedoara, atunci când v-ați întâlnit la memorialul Mișa Klein, ați avut o mică discuție. S-a discutat probabil și despre o alianță, o posibilă alianță? Nu. La vremea respectivă ne-am fost foarte mulți foști fotbaliști, da, la dezvăluirea monumentului Mișa și l-am întrebat dacă o să candideze, pentru că era normal să se întâmple treaba asta. Eram pe piață, să zic așa, pentru că eu mi-am anunțat candidatura undeva la sfârșitul lui septembrie. Da. Deci am vreo 6 luni de activitate și de lucruri pe care le-am făcut deschis, pe față, intrând în contact cu foarte mulți membri electori. Și vreau să știu, erau la vremea respectivă Cristi Balaș și cu Florin Prunea. Sigur că zvonistica circula, funcționa și l-am întrebat dacă va candida. Și mi-a spus atunci că nu. Ca peste vreo săptămână sau două săptămâni să spună da. Dar mă bucur pentru orice candidat care s-ar fi implicat și consider că dacă dorești binele unui fenomen sau unui domeniu de activitate, nu poți să lași lucrurile să decurgă așa cum
prin neimplicare. Trebuie să te implici. Indiferent de domeniu. Și consider că suntem prea puțini candidați. M-aș fi bucurat să fie și Cristi Balaș, m-aș fi bucurat să fie mult mai mulți, pentru că numai așa se pot naște ideile, numai așa se poate genera progresul. Deci nu văd de ce să nu candidăm. Suntem trei tipuri diferite de candidați. Lumea are posibilitatea să ne vadă. Dacă doriți unui muntean, unui ardelean și unui moldovean. Corect. Dacă doriți, unul n-a jucat fotbal, doi au jucat fotbal, unul a condus instituții, doi n-au condus instituții, unul a fost în generația așa zisă de aur, ceilalți doi n-au fost, unul a câștigat campionate ca președinți de club, ceilalți doi n-au câștigat, unul are un fel de program, ceilalți doi au alte feluri de programe. Deci este diversitate. Din perspectiva asta e foarte corect și foarte ok și foarte democratic, exact. Mi se pare. Pentru că, normal, omul trebuie să știe ce vrea. Din păcate, din ce am trăit eu în fotbal, ca jurnalist, sau din jurul fotbalului, că n-am fost neapărat în fotbal, am văzut că nu întotdeauna programele, ideile și conceptele țin de foame, ci mai degrabă alte aspecte, mai mult sau mai puțin la lumină. Din păcate așa este, aveți dreptate, dar eu cred că după 28 de ani de la evenimentele din decembrie 89, cred că fotbalul românesc ar trebui să stea strâmb, să judece drept, să stea cu picioarele în apă rece și toată lumea să se gândească încotro vrem să ne îndreptăm. Pentru că am avut toate variantele posibile în 28 de ani. Am avut o perioadă în care s-a cules o sânză pe urma unei generații pre-decembrie 89. S-au cules roadele timp de vreo 10 ani, după care a început ușor declinul. A fost și generația următoare, aș spune. Nu la nivelul celelalte. Evident că nu, dar și generația Chivu, Mutu și așa mai departe, era o generație care încă mai beneficia oarecum așa, nu știu, măcar știi, din inerție, din felul și modul de organizare anterior. Dar e clar că n-a fost o aplecare și o concentrare asupra pașilor următori și o viziune pe 10, 15 sau 20 de ani, asta sunt de acord. Se desprind, după părerea mea, două constante. Unu, ignorarea domeniului sportiv de către autorități de-a lungul celor 28 de ani și un declin continuu al activității sportive în general în România. Ignorarea, deci, n-aș spune-o chiar așa. Adică, cred că mai corect ar fi să reformulăm ignorarea asupra unor aspecte ale activității. Juridice, pentru că din alte puncte de vedere... Legislative, că din alte puncte de vedere, infrastructură și așa mai departe, am mai văzut că s-au mai făcut eforturi. Nici alea nu sunt întotdeauna strălucite. În comparație cu cât s-a distrus, cred că s-a pus prea puțin. De acord. Mă întorc la fotbal în 3D, care 3D înseamnă descentralizare, democratizare, dezvoltare. Da? Și vreau să discutăm un pic despre program. E clar că dezvoltarea o înțelegem, știm și am văzut acolo foarte mult focus pe copii și juniori, ceea ce cred cu tărie că viitorul acolo este. Ne-a arătat-o și Hagi în proiectul privat pe care îl are. Cred că și federația actuală și conducerea actuală a federației are gândire și focus pe treaba asta, nu întotdeauna cu rezultate și revenim și la U19, U17, dar democratizare, pentru că pe mine când citesc democratizare mă gândesc că până acum am avut o dictatură, dacă vrem să democratizăm lucrurile astea. Da. Chiar așa de... În primul rând, proiectul acesta l-am centrat pe doi piloni. Unul este cel al descentralizării. De ce? Pentru că nu poți, și cred că unul dintre motivele pentru care România nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze, este și lipsa descentralizării. Și mă refer la toate capitolele economice, sociale și așa mai departe. Am văzut în cele 8 regiuni. Chiar de ună l-am auzit pe domnul Dragnea că ar trebui să procedem cât mai rapid la descentralizarea țării. Nu poți cu 42 de județe, pe care le pot asemui cu 42 de landuri, să vorbești aceeași limbă. Sunt 42 de, și în fotbal este în principiu la fel de valabil, 42 de mentalități, 42 de tradiții, 42 de bugete, 42 de interese personale. Și atunci undeva ceva va lipsi. Uh-huh. Ori
Asta este și consecința, sau ca o consecință a acestei lipse a descentralizării pe care trebuia făcute după părerea mea de vreo 10-15 ani în fotbalul românesc. Chiar fotbalul putea să o ia înainte, dacă UEFA și FIFA o iau înainte cu hărțile, harta UEFA, de exemplu, care da. Ajunge în Israel, ajunge în Kazahstan, ajunge în Georgia, deci depășește area geografică a Europei. Da. Tot așa puteam să luăm și noi sportul înainte și fotbalul în special, pentru că pentru foarte multe discipline sportive, fotbalul este un model. Ori nu s-a întâmplat acest lucru. Și atunci avem un fotbal care arată precum un avion într-o aripă, un fotbal în care în 13 județe nu există Liga 3-a, un fotbal în care în 20 de județe nu se practică futsalul, nu se practică fotbalul feminin. Toată lumea... fotbal feminin, că am auzit că a crescut cu 50 de ori numărul de practicați de fotbal feminin. 5.000 de ori, poate. Nu știu că... Haide să vorbim de lucruri serioase, nu de utopii și de... Eu așa am citit în program. Minciuni și... pentru a mai atrage 2-3 lei de la UEFA. Mă rog, nu despre asta e vorba. Și atunci, lumea plângându-se de lipsa de bani, deci eu m-am dus în acest program pe realitate, pe ancorarea în realitățile românești. Nu bat câmpii, cum se spune. Nu poți să toată lumea spune, domnule, ne trebuie bani mai mulți. Sigur că ne trebuie bani mai mulți și eu voi atrage mai mulți bani, vreo 2-3 milioane în plus față de cei existenți. De unde? Probabil să mă interesează treaba asta și mă întorc și la financiar. Sunt patru sponsori importanți care vor veni alături de mine. Unul dintre ei a și fost sponsor la federație și va reveni, nu cu actuala conducere, ci cu mine. Adică probabil sponsorul ăsta condiționează de prezența dumneavoastră sau nu? Am înțeles. Problema este că am făcut o simulare la venituri de 15 milioane de euro. La ora asta veniturile federației sunt undeva între 12 și 13 milioane de euro. Cheltuielile sunt undeva la 17-18 milioane de euro și am făcut o simulare în program pentru că eram convins că lumea o să mă întrebe la fiecare entitate. Am trecut acolo sumele pe care le propun pentru a fi investite în copii, juniori, în feminin, în futsal, în Liga 3-a, în AJF-uri. Am făcut această simulare și iese cam tanda pe manda. Adică fără pierderi. Dacă banii se folosesc judicios, dacă sunt prioritizați cum trebuie și dacă sunt planificați cum trebuie. Și atunci nu mai putem arunca banii veniți de la UEFA. În fiecare an vin în jur de 2 milioane și jumătate de euro pe diverse programe. Da. Indiferent că e Bureanu președinte sau Pușca sau Lupescu. Aia vin oricum. Asta e clar. Aceste sume propun să le îndreptăm spre acele 8 regiuni pe care nu Pușca și l-a făcut și nu Enăchescu și nu Burleanu și nu Lupescu, ci statul român, evident, la demersurile cu Uniunea Europeană, și acele 8 regiuni trebuie dezvoltate. Vreau să vă întreb că v-ați dus, presupun, în țară și ați discutat cu oamenii. Deci a revenit, și cu asta închei, scuzați-mă, a revenit cam 50.000 de euro pentru fiecare asociație județeană de fotbal, pe AJF. Bani necesari pentru dezvoltarea regională, regiunii din care... Adică la Banat, de exemplu, sunt 4 județe, da? Asta da. Este regiunea. Timiș, Arad, Caraș, Hunedoara. Da. 4 ori 50.000 de euro, sunt 200.000 de euro pe an, pe care regiunea Banat ar putea să o aloce dezvoltării fotbalului în zonă. Și atunci, trebuie făcute competițiile în așa fel încât la Liga 3, și mă refer la fotbalul de bază, la fotbalul amator, la Liga 3 să aibă minimum 12 echipe în regiunea respectivă. Și să joace acolo pentru a fi femininul mai ieftin. Femininul să aibă campionat propriu regional, futsalul să aibă campionat propriu regional. După care putem vorbi de dezvoltarea fotbalului. Până când nu este miza în plasul făcut, nu poți, masa fiind goală, nu poți să aduci supa, ciorba sau nici cu mâna. De acord. Asta da. Facem noi la ora asta în fotbal. A spus tot dumneavoastră mai devreme că banii ăștia vin la federație indiferent de numele președintelui și vreau să vă întreb dacă azi și că revin 50.000 în programul ăsta, 50.000 per AJF din aceste sume, astăzi AJF-urile nu primesc bani de la federație? Nu primesc niciun ban? Nu. Tot ce s-a făcut, după părerea mea, haotic. Deci nicio investiție de genul ăsta nu are nicio noimă, nicio eficiență. S-au făcut diverse. Banii s-au cheltuit, bineînțeles, pe diverse tipuri de acțiuni. Fără finalitate și fără o prioritizare. Deci principala problema fotbalului românesc, și aici ajung la democratizare, ai lăsat pe cei din teritoriu să decidă asupra regiunilor, să-și facă tot ce trebuie din punct de vedere fotbalistic. Planul, acolo, da? federația nerămânându-i decât rolul de a coordona și de a condiționa poate niște lucruri și a aloca fonduri. Atât.
Asta ar presupune o reducere de personal. Trebuie să existe și o pârghie de control, mă gândesc. Bineînțeles că se face. Dau banii, trebuie să te verific. Bineînțeles, dar nu decid neapărat eu cum se face problema. Am înțeles, eu pot să decid sau să impun, e o federație, trebuie făcută această problemă la voi în zonă. De ce? Pentru că interesul general al fotbalului românesc este următorul. Un plan pe 4 ani, pe 8 ani, pe 12 ani. Și atunci putem vorbi peste 2-3 ani sau după mandatul de 4 ani al președintelui Marcel Pușcaș, poate să vină oricine, Lupescu după aia, Burleanu sau oricine la federație, lucrurile sunt așezate în țară, mâncarea este pe masă, tacâmurile sunt pe masă, șervețele sunt pe masă. Spune-ți, nu ai decât să te apuci să mănânci. Să construiești și să mănânci. Până atunci nu crede niciun alt proiect. Pe de altă parte, în discuțiile pe care le-ați avut cu oamenii, că presupun că ați fost în țară și ați avut întâlniri cu ei, care a fost reacția vis-a-vis de ideea regionalizării? Ideea regionalizării mai devreme sau mai târziu se va impune. Problema fotbalului românesc este când. Am înțeles. Pentru că deci tocmai oamenii de acolo înțeleg necesitatea foarte, înțeleg și o traduc ca pe un plus sau ca pe un minus? Financiar e clar că o să zică, da, domne, vreau 50.000, cum să nu vreau. Dar toate celelalte și toate responsabilitățile care decurg. Pentru că, da, primești banii respectivi, dar, într-adevăr, banii ăștia vin la pachet și cu un pachet de reguli și responsabilități. De asta spun că este ceasul al 13-lea în care toți cei implicați în activitate, cei 257 de votanți care răspund de unitățile fotbalistice afiliate la Federația Română de Fotbal, trebuie să stea în al 13-lea ceas cu picioarele în apă rece și să se gândească foarte bine pe cine vor alege pe 18 aprilie. Vor formă fără fond? Avem candidat. Vor imagine? Avem candidat. Vor realism, realitate și fotbal adevărat în țara asta? Și pentru asta avem candidat. Apropo de candidat și de voturi, că vreau să vă întreb de la început, ce număr sau ce procent aveți astăzi, să zicem așa, garantat de membrii afiliații? Nu-mi plac sondajele, nu cred în ele. Aud și o tabără că ar avea vreo 70%, cealaltă tabără are și a 70%, deci undeva ajungem pe la 140%, depășim granițele țării. Deci nu aveți nimic și mai trebuie să dați ceva ca să ajungem. Da, și atunci nu cred în sondaje. Da, mă gândesc că sunt o serie de oameni care chiar v-au spus și din prietenie și din... Imaginați-vă că nu eram în fața noastră acum dacă nu aveam susținere. Nu mă băgam în ceva să nu fiu susținut și să nu am șanse să devin președintele Federației Române de Fotbal. Pentru că și recent am văzut o declarație a dumneavoastră, nu știu dacă exact unde ați făcut-o, spunând că am șanse reale să devin președintele Federației. Pe de altă parte, ca sondaje așa din media, care, sigur, credeți, nu credeți în ele, pentru noi sunt importante, dar sigur că sondajele sunt făcute cu oamenii simpli care nu votează, șansa a treia pentru Marcel Pușcaș. Case de pariuri, mă refer, sau repet, opinie publică nevotantă. Mediei plac normal spectacolele și audiențele. Și normal să fie așa. Media nu se adresează celor 257 de... Se adresează și lor, dar nu înseamnă că... Doar 257 de telespectatori. Acum ați închide postul, exact, probabil. Exact, da. De acord. Și atunci ce place? Generația de aur mult vehiculată, mult trâmbițată, mult articulată, mult pomenită versus cine? Actualul președinte care a dezamăgit mare parte dintre persoane din această țară. Să nu uităm că în 2014 actualul președinte Burleanu era pe un trend pozitiv și lumea după la 2-3 săptămâni, o lună, după 5 martie 2014 era grea de 80% din țară, nu neapărat din fotbal. Acum lucrurile stau poate pe dos. Am citit eu greșit că a spus detriplarea bugetului federației sau cu 3 milioane în plus? La ce vă referiți? În proiectul dumneavoastră am citit o chestiune că vă propune să triplați veniturile Federației Române de Fotbal. În 4 ani de zile, da. Din toate sursele posibile. Asta vezi de care sunt, cum sau pe ce vă bazați? Pentru că trăim într-o economie de piață în care și noi suntem parte. Știm cât de greu și sponsorizările, întâmplarea face bună sau nu, deci, Telecom este sponsor al Federației Române de Fotbal în momentul de față. Când aud o cifră de genul ăsta că în 4 ani de zile vreau să triplez veniturile, dacă nu se vor tripla veniturile federației, la ora asta v-am spus că sunt între 12 și 13 milioane de euro veniturile. Da. Asta
Asta înseamnă fără bonusurile primite în urma unor eventuale calificări la UEFA și FIFA. Dacă sunt lucruri și, pe care nu le poți buceta neapărat. Exact, da. Tocmai de asta spun. Dacă nu ajungem urgent la 25-30 de milioane de euro în următorii 4 ani, cred că cortina fotbalului românesc poate fi trasă. De ce vă spun treaba asta? Pentru că sunt țări, la fel foste comuniste, mă refer doar la... Nu pot să mă compar la niciun capitol cu Germania, cu Franța. Anglia, Franța, Spania. Unora se putea face o serie de Liga a doua la ora asta în România, pentru că așa e la modă în vestul Europei, uitându-se de complet și total de infrastructură și de bugete. Lipsa fondurilor, da. Dacă Ungaria are 40 de milioane buget, dacă Cehia are 20 de milioane buget, dacă Polonia are 35 de milioane de euro buget, stăm cel mai rău dintre țările astea. O să nu uităm că România este a șaptea țară europeană și ca suprafață și ca număr de locuitori. Concret, nu putem... de unde îi facem rost de banii ăștia? Pentru din că... sponsor, din televiziuni, din calitate, din credibilitate. Nu mai aveți ce să vindeți acum în afară de Liga a doua și Cupa României. De 2018. Înființări de competiții noi și așa mai departe. Și atragere, de exemplu, tot acest program de regionalizare pe care îl propun poate să atragă mult mai ușor fonduri pentru regiunile respective, pentru că sunt sponsori regionali, locali mai interesați de ceea ce se întâmplă în jurul casei lor decât și cu posibilitățile național. Lor, ale societăților comerciale, decât să dezvolte un concept publicitar, să zicem, național. Nu-i interesează. Mult mai costisitor și poate și atunci, nici probabil fără că și așa vor veni mai multe, știți foarte bine, și în transmisiile TV și în transmisiile radio, interesează pe oameni meteo din zona lor, interesează echipa lor, copiii lor, comunitatea lor. Și ăsta este una dintre pârghii. În septembrie 2017 ați demisionat din Comisia Tehnică a Federației Române de Fotbal, unde erați membru. E drept fără drept de vot. Dar vreau să vă întreb de ce ați făcut treaba asta. Păi nu mai îmi vedeam rolul la felul în care funcționează încă noua comisie. Pentru că noua comisie, am ordinea de zi a ultimilor ședințe de comisie tehnică, mai mult se informează decât se discută sau să se analizeze situații. Informări, pe care le poți face pe mail, nu mai trebuie să fii prezent. Să traduc din ceea ce îmi spuneți că această comisie este pur și simplu te informează căsuță... că a fost numit Enăchescu antrenor la știu eu ce lot. De ce a fost numit? În ce fel? Pe care trebuie cine să fie rolul comisiei tehnice de analiză, de analiză. Și de ce aceste lucruri nu se fac? Adică ceilalți membri ai comisiei nu au venit să propună niciodată hai să facem o analiză, hai să ne gândim ce am e bine, ce e rău. Un simplu exemplu. Uitați-vă, o să vă aduc sau vă pot trimite ordinea de zi de pe vremea comisiei precedente, când eram vicepreședinte, cu 12, 14, 16 puncte pe ordinea de zi. Comisia se întâlnea uneori și de 2-3 ori pe lună, nu neapărat o dată la lună. Ce a dus la... Nu mai văd sens, esența. Ce a dus la decredibilizarea asta? Deci, sau cine a decis că acest lucru nu mai e necesar? Daum. Prezența lui Daum... Da. Și faptul că el nu venea probabil în fața comisiei, a zis... Felul în care s-a manipulat comisia tehnică pentru a fi îndepărtat Christoph Daum. Cu o lună înainte de a fi înlăturat, de exemplu, am ținut un speech, vreo 10 minute în comisie, am explicat în față niște lucruri. Daum fiind de față, da? Daum fiind de față, ne-a ținut o oră teoria fotbalului și felul în care trebuie să arate, din punct de vedere tehnic, Federația Română de Fotbal, dar nu pentru asta a fost invitat la comisie, pentru asta există cursuri la Școala Federală de Antrenori și puteam să coborâm toți în amfiteatru, membrii comisiei, și să-l ascultăm ca niște elevi cu minți ce putem fi. Rolul lui acolo era de a explica insuccesele. Da. Și atunci am intervenit, am spus în 10 minute, am spus punctul de vedere, l-am solicitat să se gândească, i-am solicitat să se gândească la o eventuală demisie, nu neapărat să fie demis, să-și dea el demisia, pentru că face parte din actul de despărțire între părți. Și la vremea respectivă s-a spus că nu-i momentul, că încă mai avem șanse. Ei, am mai stat o lună, am mai așteptat o lună și nu mai erau acele șanse. Numai unii vedeau acele șanse. Și atunci s-a găsit de cuvință să se treacă, știu, formal în sarcina Comisiei Tehnice demiterea antrenorului Christoph Daum. În condițiile astea
nu putem vorbi decât de o manipulare crasă și nedorită în fotbalul românesc. De asta spun democratizare. Și asta a fost motivul pentru care ați decis să nu să mai faceți parte. Nu mai avea sens. Pe de altă parte, tot în 2017, cred că la început, ați fost numit șeful unei comisii pentru modificarea ROAF-ului. Și mi-aduc aminte că ați găsit la vremea respectivă, ne spuneați nouă celor din presă, peste 100 de greșeli în vechiul regulament sau existentul regulament la momentul respectiv. Și vreau să vă întreb două aspecte aici. De ce atât de târziu, pe de o parte, s-a început modificarea asta de regulament și care este situația, statusul? S-a finalizat, s-a încheiat, s-a tras vreo concluzie, s-a modificat minte ceva? La Revoluție, în studiourile televiziunii române, Mircea Fătă că lucrezi? Era mic, dar mi-aduc aminte. Caramitru îi spunea lui Dinescu. Da. Mircea Fătă că lucrezi, da? Așa și cu RAF-ul. Trebuie să treacă 3 ani să vezi că un punct extrem de important al fotbalului românesc. ROAF-ul este regula după care funcționează instituția, membrii săi, regulile pe care scrise, care trebuie respectate pentru a putea conviețui în comunitatea numită fotbal românesc. Ori, timp de 3 ani și ceva, nu a găsit nimeni de cuvință să se aplece asupra acestui extrem de important document. Ce pregătire are Marcel Pușca să facă această comisie și să facă... Și de ce nu ați venit dumneavoastră? Că știați că sunt aceste probleme, de ce nu i-a spus lui Răzvan Burleanu în 2014? Scrie, Răzvan, și, în programul primul... meu, scrie și în programul meu din 2014 și am spus-o de nenumărate ori. Modificările succesive ale ROAF-ului, n-a fost ședință de comitet executiv aproape în 4 ani să nu se modifice câte ceva. Ori problema nu este că modifici. Exact asta s-a întâmplat în federație. Și ce modifici? Că așa modificări? Ce modifici, când modifici și în special cum armonizezi modificările. Pentru că degeaba modifici punctul 2 și pușcă la punctul 12. Deci să înțeleg că... Deci, dacă cu armonizarea cineva... nu avem noi treabă. Dacă nu vine cu găsirea lacunelor. Să vă întrebe despre dovezile astea că ați făcut propunere, ele există? Mă gândesc există, că le aveți? Există. Bun. Și cu toate astea, comitetul executiv a ignorat, a tergiversat și v-a trimis totuși într-un final 2017, probabil după scandalul cu Gica a fost, sau după, nu? Sau înainte? Cu mergem la TAS, vedem cine e campioană viitorul sau FCSB-ul. A fost înainte. Bun. Și cu toate astea am început să lucrăm în 2017 la regulament, iar campioana ne-am decis-o tot la TAS, nu, pe un viciu de regulament. Au stat în felul următor. M-a întrebat Radu Bișan dacă aș dori să mă ocup, să coordonez o astfel de echipă. Da. Pot să fii jurist, dar nu neapărat trebuie să fii jurist pentru a coordona o astfel de echipă. Asta e de ce? Pentru că sunt lucruri juridice, dar sunt lucruri care aparțin de regulamente și de, regulament care și trebuie de logică armonizate, și, corect. Repet, și de armonizare. Ori dacă nu ai capacitatea asta sau nu ai exercițiu armonizării unor lucruri, venind din privat, poate după școlile urmate, după experiența acumulată în timp, în diverse ipostaze, personal m-am lovit, activând la junior cu multe greșeli din RAF, activând la Steaua cu multe greșeli din RAF, activând ca impresar cu multe greșeli din RAF, activând în media. Bun. Și așa mai departe. Cine a făcut parte din comisia asta, în afară de colegi din cadrul federației, pe care îi respect și au făcut ce au putut și ei, problema a fost următoarea. Am propus să am o echipă în subordine, formată din 10 inși, să se aloce un buget de 20.000 de euro, să ieșim din cadrul instituției, pentru că nu poți să vorbești, să lucrezi altfel dacă sună telefonul sau trebuie să pleci la un meci la Buftea. Am înțeles. Adică să și vii cu... poi mine sau nu mai știu când vii. Ai nevoie oamenii de tine. Din federație să fie dedicat și concentrat pe subiect. Dacă vrei să faci o carte, stai pe cartea respectivă, 3 luni de zile, o scriem, o predăm și 5 ani de zile nu mai schimbăm o virgulă în regulamente de organizare a activității fotbalistice. 20.000 de euro, 10 oameni și ieșirea din federație. S-a considerat că e o sumă foarte mare, nu era a mea, se plăteau oamenii, plăteau și 2-3 juriști care aveam nevoie, într-adevăr, în echipa asta. Extern, bineînțeles. Și bine că s-a găsit pentru raport de joc, de exemplu, se găsesc 20.000 de euro. Raport de joc vă refaci la revista lunară, lunară a federației. Da. Ori pentru, nu cred că e o sumă foarte mare, ca să ai Biblia fotbalului românesc să coste doar 20.000 de euro. Și după refuzul ăsta, ce s-a întâmplat? Nu, am continuat să lucrez, am predat la data respectivă, am întrebat, se dorește să se facă un ROAF Bundesliga, cum spun eu, sau se dorește să mai măzgălim pe aici, pe acolo. Că nu să nu supărăm membrii electori, să, bun, nu supărăm pe membrii electori, nici eu nu vreau să fie supărați, numai că supărăm fotbalul.
Dacă nu se vor lua măsurile necesare... Care era deadline-ul pentru finalizare? 3 luni. Am și predat cu 3 luni fără 2 zile. Deci regulamentul a fost predat? Dacă asta s-a întâmplat, din ce mi-am notat eu aici și ce am găsit? Un roaf vopsit. Un roaf vopsit, nu făcut în esență. Și pentru că noi nu se acceptau niște puncte esențiale. S-a implementat? Nu mai știu ce s-a întâmplat. L-am predat frumos, am și număr de înregistrare. Asta este lucrarea, poftiți. Dar nu sunteți mândru de ce a ieșit din comisia asta? Nu. Nu sunt. Și a fost un compromis pe care l-ați acceptat? L-am acceptat că eram colegi la vremea respectivă. Pentru unul din presă care știe... 163 de greșeli sunt în 111 pagini, roaf. Ăla vechi sau ăla vechi. Corectat? 163. Alea 163 de erori sunt corectate acum? Un sfert, da. Restul. Dar nu știm dacă... La fiecare capitol există lucruri care nu au fost acceptate. Pentru că deranjau sau nu se puteau face sau nu se dorea. Ce se întâmplă? Ascultând păreri multe, este bine să ții cont de ele. Dar un regulament prost făcut, lumea, votanții și electorii și președinții de club de fotbal din România, trebuie să înțeleagă că astăzi un regulament te poate ajuta și mâine să câștige cel cu care ești azi în dispută. Nu cred că există aproape niciun membru al Federației Române de Fotbal care să nu fi trecut pe la comisiile Federației Române de Fotbal. Rolul Federației nu-i să aducă lumea din țară la comisii și la TAS. Lumea din țară trebuie să înțeleagă că trebuie un regulament. Are nevoie fotbalul românesc de un regulament pe care să nu mai fie modificat vreo 5 ani de zile. Nu mai trebuie să vii la comisie. De evitat venirea la comisie. Costă bani, costă timp, costă nervi, litigii, stres. Cu ce facem bine cluburilor, Doamne iartă-mă, dacă ai un regulament prost? Hai să-l facem o dată și o dată așa cum trebuie și este trecut aici în program. Și stăm 5 ani și ne uităm unii în ochii celorlalți foarte mândri și direct și știm exact când greșim, de ce am greșit, de ce suntem pasibili, de ce sancțiuni. Domnule Pușcaș, repet, în 20 și ceva de ani de presă m-am intersectat cu diversi conducători de club, federații și entități sportive care de foarte multe ori au susținut și au spus treaba asta că nu putem să mergem în direcția asta așa cum sugera media și așa mai departe pentru că membrii care votează se supără. Valabil și pentru Liga 1, valabil și pentru Federația Română de Fotbal și mai am o speță în care avem un regulament de funcționare și avem reguli de acreditare de stadioane de fotbal, iar când nenorocirile se petrec, nu se ia nicio măsură. Și iarăși mă întorc la federație, pentru că acum în cea regulamentul scrie. Și vă dau un simplu exemplu, fără a-i supăra sau vrea să am ceva cu Iașu, cu Astra. Îngheață terenul, scrie la regulament că trebuie să ai încălzire și așa mai departe, încălzirea nu merge. Noi nu decidem, noi, mă refer la fotbalul românesc, dar ai încălcat regulamentul, pierzi la masa verde 0-3? Nu, hai să vedem când se joacă și cum se joacă meciul respectiv. N-am nimic nici cu ea și n-am nimic nici cu asta. Nu asta e problema. Eu vă spun de felul în care un regulament nu se aplică. Că el există. Românul este întotdeauna suspicios și se întreabă de ce se face ceea ce se face. Mai avem o hibă, noi ca nație, în general, nu-i vorba numai de roaful Federației Române de Fotbal. Luăm măsuri după ce lucrurile se întâmplă. Da, suntem reactivi. Acest roaf pe care eu îl propun este de a preveni lucruri, nu de a lua măsuri coercitive. De-aia, un roaf, în mod normal, în opinia mea, candidatului Marcel Pușcaș, viitor președinte al Federației, nu trebuie să fie stufos, trebuie să fie simplu ca generalități și făcut pentru fiecare entitate în parte. Liga 3-a. Sunt foarte multe lucruri foarte neclare. Arbitraj cu futsal combinat cu fotbalul mare și așa mai departe. Deci toate sunt într-o găleoală comună. Care... Pentru că vreau să mai atingem și altele. Deci, candidatul Marcel Pușcaș are pregătit un roaf pentru... sau are ideea, sau pregătit deja roaful sau ideea de a schimba roaful dacă devine președinte? Ideea de a schimba roaful și știu și cum să se facă. Am înțeles. Și dacă ați ajunge președinte, acordați acei 20.000 de euro... Această comisie. Imediat această comisie de reglarea roafului fotbalului. Despre școala de antrenori a spus la un moment dat că trebuia pusă în legalitate de 15 ani. Ce e ilegal și de ce nu s-a făcut treaba asta în ultimii 4 ani? Păi, școala federală de antrenori este impropriu numită școală.
Nu este o școală, este un departament al Federației Române de Fotbal care acordă niște licențe unor absolvenți de școli de sportive sau școli de fotbal. Există școala CNFP-ul unde se fac cursurile post-liceale, da? Pentru a deveni antrenor de fotbal timp de 2 ani de zile. Există IEFS-urile care în urma specializării fotbal primesc absolvenții categoria 3 de antrenor. Ori această școală de antrenori, neavând avizele Ministerului Muncii necesare de la Ministerul Muncii să acorde licențe care îngrădesc sau nu dreptul la muncă a unor antrenori, nu cred că e nu și permisă, menirea, nu, nu, e... Bine, nu ai voie. Dică, de exemplu, există o singură lege în țara asta care reglează, statuează activitatea de antrenor pe teritoriul României. Se numește hotărârea de guvern 343/2011. În ea o să regăsiți felul în care pot antrenorii de toate felurile, de toate disciplinele sportive, să activeze pe teritoriul României. Ori tu nu poți să vii federație să spui dacă nu ai licența B sau A sau Pro, nu poți nu să antrenezi FCSB-ul. Legea din România îți permite. Sigur că UEFA îți recomandă, dar tot UEFA recomandă și Islandei, care e membră UEFA și FIFA și care nu are nici un absolvent sau un posesor de pro pe teritoriul Islandei și ne bat și la juniori și la tineri și la seniori. Deci UEFA doar recomandă. Ori noi am forțat nota cu mult. De ce? Pentru că este o sursă de venit a Federației Române de Fotbal. Se încasează bani din taxele păcate, acolo. Din păcate, are și un profund substrat ilegal. Și asta trebuie reglată de urgență. De verificat ce se întâmplă acolo, pentru că, într-adevăr, am sesizat chiar uite, acum. Eu vă spun un exemplu. Dacă Gigi Becali dă în judecată Federația Română de Fotbal, pentru că nu lasă pe Dică să stea pe banca Stelei, în instanțele din România, e vorba de codul muncii aici. Angajatorul și angajatul, da? Și au el... bătut, da, are carne de antrenor, da. Este bucătar, da, nu e maestru bucătar, dar este bucătar, poate să lucreze la mine în bucătărie, dacă așa vreau eu. Trebuie să vii tu, federație, câștigi orice proces. La fel Juventusul cu Oprița. Lumea nu știe lucrurile astea sau nu interesează lumea lucrurile astea, dar sunt foarte multe cazuri în care această școală de antrenori a îngrădit dreptul la muncă unor meseriași din fotbal românesc. Ați fost extrem de vocal și în ultima perioadă, aș spune chiar acid și foarte critic la adresa conducerii actualei federații. Pentru mine, iarăși, ca unul care se învârte în domeniul ăsta și vede, de obicei, ăia care erau împotriva președintelui au fost marginalizați, maziliți, dați afară. Unii au câștigat procese, alții nu, dar nu mai discutăm. Cu toate astea, Marcel Pușcaș, directorul, mi-am notat aici, Departamentului Dezvoltare Regională și Comercială, fără, mi-a spus, fără niciun subaltern, nu știu cum sunteți director, am o problemă cu chestia asta. Mă întreb și eu. A rămas în federație. Relația asta, totuși, mie mi se pare ciudată. Nu este ciudată deloc. S-au făcut foarte multe demersuri, mai directe, mai indirecte, mai cu apropouri să mi-au tălpășit de vreun an și jumătate, în special după intervenția în privința aducerii antrenorului străin. Nu neapărat că îi dau. Eram împotriva oricărui antrenor străin idei la vremea respectivă, iar împotriva lui Daumă cu atât mai mult. Ei, din acel moment au început tot felul de presiuni, de șicane și așa mai departe. Nu le-am băgat în seamă. Am rămas în federație, pentru că era foarte greu domnului Burleanu, că el decidea până la urmă, să mă dea afară pentru că aveam dreptate, odată, și doi, am un contract de muncă pe o perioadă nedeterminată, care nu are nici o fișă postului. Dacă vă imaginați așa ceva, într-o reformă instituțională mult clamată în ultimii 4 ani, și ca mine sunt încă vreo 50-60 de colegi în Federația Română de Fotbal care nu avem fișa postului. Deci nu pot să-mi spui ce am de făcut. Înțelegeți? Am rămas mut. Ați rămas mut? Vă pot face dovada când vreți. Și mai sunt 50-60 de colegi de mei în federație care nu avem fișa postului. Deci dacă aude ITM-ul lucrul ăsta, e o problemă. Vreau să spună că Pușcaș anunță ITM-ul să vină să facă un control la Federația Română de Fotbal. Aici am două comentarii. Unul, dacă dumneavoastră știți, asta e ca o trădare aia de sine. Dacă dumneavoastră știți că trebuie fiecare angajat să aibă fișa deci eram postului, un angajat fără reguli. Știu, am înțeles nu asta. Nu era supus regulilor. Trebuia să trage semnal de alarmă domnul președinte, domnul comitet executiv, domnul secretar general. Domnule, ne trebuie niște face parte acest semnal de alarmă tras în vreo 3 adrese cu număr de înregistrare la Federația Română de Fotbal, face parte din cele 258 de amendamente, soluții, propuneri. Deci ați atras atenția că n-aveți fișa postului? Am atras atenția. Și ați rămas fără fișa postului până azi. Nici astăzi n-aveți fișa postului? Nici astăzi nu am fișa postului.
Deci dacă vă puteți imagina și vorbim de reformă instituțională, vorbim de ISO, vorbim de lucruri mărețe, de diplome de management acordate, dar o banală fișa postului sau o banală condică de prezență nu suntem în stare să facem. De asta candidez, domnul Enăchescu. Sunt lucruri grave. Mă întorc la program un pic pentru că mai avem foarte mult timp și vreau să vă întreb dacă e clar că și la dumneavoastră, dar și la ceilalți, e clar că focusul ăsta pe copii și juniori este extrem de important și mare parte din programul dumneavoastră de candidatură se adresează copilor sau este legat de copii și juniori. Pe de altă parte, credeți că președintele Federației Române de Fotbal, oricum s-a numit el, va avea liniște dacă rezolvă sau se concentrează pe copii și juniori, dar echipa mare sau echipele principale ale federației nu au rezultate? Echipele principale ale federației înseamnă o rezultantă a activității de copii și juniori. De acord. Dacă vezi că vârful icebergului, vitrina fotbalului românesc nu merge, ca dovadă că nu ne calificăm, și știu, avem rezultatele pe care le avem în competiții oficiale, ca dovadă campania precedentă, sigur că trebuie să te axezi pe copii și juniori. Și asta n-ar trebui să fie o condiție, ci o datorie. Evident, dacă întrebarea era, sigur că trebuie să ne concentrăm pe bază, ca să avem rezultat, dar dă cineva timpul federației, mă refer la public aici, să se concentreze doar pe copii și juniori și rezultatele să le pună deoparte? Am cel puțin 10 ani din viață în care m-am ocupat strict de copii și juniori, având și propriul meu club la Oradea, timp de 6 ani, iar de 4 ani în federație am făcut și aceste centre, am făcut și proiectul Liga Elitelor mai și așa mai departe. Discutăm și de elite și de CIS, deci cam 10 ani din viață, deci n-au cei doi candidați la un loc cât am eu în privința copiilor și juniorilor și chiar cu rezultate. Nu prea pot fi păcălit în domeniul ăsta. Știu că este extrem de important, știu că măsurile pe care le propun revin, puteau fi luate în 4 ani. Cât te costa, de exemplu, câte minute te costa să propui mărirea grilelor în 4 ani pentru cluburile cu activitate de copii și noi? Grile sunt aceleași de 15 ani. Cât te costa să spui că le suport salvările, cum spun eu în program, sunt costuri de sute de milioane pentru un club de copii și juniori anual în țară. Nu trebuie să le dai neapărat mingi. Orice președinte al federației vine, dă mingi și ajută. Că nu este nimeni, nici președintele federației germane, franceze, italiene, maghiare, nu e atât de tâmpit să vină să spună nu dau copiilor și juniori. Ba da, voi da mai mult decât s-a dat. Problema e că trebuie să le creezi un cadru. Trebuie să ai grijă de aceste licențe ale antrenorilor, care unora li s-a spus că nu pot sta pe bancă la anumite meciuri pentru că n-au licența A. Dar poate n-au nici vârsta, poate n-au nici banii să-și ia acele licențe și vin și fac amendamente acolo. Propun salvări, propun nocturne. Este obligatoriu, lucruri care s-ar fi putut în mărirea grilelor. Lucruri care trebuiau să se întâmple în 4 ani. Bun. Un sistem competițional, dezvoltarea turneilor private, care ele se desfășoară în țară. Știu aplicarea pentru copii și juniori și tineret. Multe lucruri sunt pentru juniori. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar pe de altă parte nu pot să omit și faptul că ideea proiectului de centre de excelență, și asta chiar e ultimul subiect pentru că nu mai avem timp, da, pare să că s-a năruit. În proiect erau 8, s-au făcut 4, au rămas 2 și nici astea nu se simt foarte bine pentru că nu primesc certificatul ăla de identitate sportivă. Paguba care este aici? Paguba este de vreo 2 milioane de euro până acum. Proiectul în sine... Și nu vă reproșați este... și dumneavoastră nu. Treaba asta pentru că nu. Sunteți direct responsabil nu. De... Nu, sau implicat. Sunt ferm convins și acum că aceste centre, în forma lor inițială, pe care le-am avut în programul din 2014, dacă e pe Facebook, puteți să-l citiți, din 2014, nu din 2018, nu, acum, sunt necesare. Ideea în sine nu contest. Nu dezvoltăm avantajele unui astfel de centru. E clar că e centralizată. Ideea Federației Române de Fotbal din ultimii 4 ani de a înființa este foarte bună. Bun. Dar nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat pentru că nu s-a dorit să se ia CIS-ul. Păi deci... De ce să nu se dorească dacă eu am proiectul, eu îl pun pe masă și eu vreau să-l fac? Domnule Nechescu, eu am fost responsabil de dezvoltarea acestor centre, de implementarea proiectului, nu de obținerea CIS-ului. Eu sunt prieten de familie cu doamna Elisabeta Lipă și suntem relații nu bune, foarte bune. Am fost la dânsa în 2016, era ministrul tineretului și sportului. Am întrebat-o de ce nu se dă acest CIS. L-a invitat pe domnul Răzvan Burleanu și a spus, fără nicio problemă, Răzvane, vino la mine mâine dimineață, îți dau CIS-ul dacă ești tu federație din structură. De exemplu, la Târgu Mureș, în asociere era primăria Târgu Mureș, era regia de transport Târgu Mureș, care dădea o mână de ajutor cu transportul copiilor, Federația Română de Fotbal și Centrul Mogoșoaia SRL, care este tot al federației. Da.
centru putea să rămână în structură. Doar federația. Și este logic pe unde, dacă o federație să nu poată forma un club, că atunci s-ar face asociată la toate cluburile de fotbal din România. Deci nu s-a dorit obținerea acestui CIS. Îmi pare rău că trebuie să terminăm. Aveți încă 20 de secunde să le spuneți celor care trebuie să vă voteze de ce trebuie să vă voteze, dar fix 20 de secunde, că nu mai am timp. N-am nevoie de 20 de secunde, pentru că sunt cel mai bun. Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, Marcel Pușcaș a fost alături de noi în această seară la ediția specială de Sport Report, unul dintre candidații la președinția Federației Române de Fotbal. Vă invit să rămâneți alături de Telecom Sport. În continuare, invitația este deschisă președintelui în funcție, Răzvan Burleanu. Am primit asigurări și zilele trecute că va veni în studioul Telecom Sport. Îl așteptăm în continuare. Vă las în compania colegilor mei pentru că urmează meci de handbal de Champions League, comentat de Cosmin Băleanu. Seară bună!